prieteni, salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem la o mică operație, un Iveco. Avem de schimbat un termostat, un Iveco fără retarder, un Iveco 450 de la EEV. Vă spun ce aveți nevoie pentru a schimba și cum se face. Primul lucru, avem bineînțeles de rabatat cabina. Sunt modele care aici în față sus, ăsta nu are. Trebuie să deschideți capota, care aici senzorul pentru rabatare cabine. Dacă nu deschideți capota din față, nu puteți să o rabatați. Aveți un buton în sus la bord care arată că se rabatează cabina, ăla trebuie apăsat. După care de aici să țineți apăsat. Rabatarea cabinei la Iveco este electrică, cu cilindru. Următorul lucru, pentru a mai curge din radiator antigel, am desfăcut conducta de jos, de la radiator, cred că se poate observa. În partea asta de sus am desfăcut conducta și las să curgă antigel pentru că îmi desfac conducta groasă. Am să vă arăt care. Când o să desfac această conductă, să nu mai curgă atât antigel pe aici, oricum o să curgă. Sunt termostat original de la Male. Să vă arăt și codul de TI-136-84-708-08-593. Pe codul ăsta se poate comanda pentru Iveco fără retarder 450 EEV. Acesta este fără retarder, cu complet cu corp. Cu retarder mai avem în partea asta încă o care vine conducta de răcire de la retarder. Înăuntru aici avem termostatul. Ăsta e arcul. Vreau să vă arăt aici înăuntru este termostatul. Pentru a schimba numai acesta va trebui numai să desfaceți două șuruburi și se poate schimba, dar la noi problema este, am vrut să schimbăm numai chiar ăsta cu arcul, dar din nefericire înăuntru are un semering care ăla a fost mâncat și cum e mai vechi n-are rost să-l schimbăm, am cumpărat piesa cu totul. Dacă nu vreți să comandați complet, asta oricum este mai scump. Acesta este kitul de reparație, vedeți, cu termostatul, arcul și o garnitură. Aici vă arăt și seria, numărul de care puteți comanda, bineînțeles, tot de la Male. Acum am să vă spun ce avem nevoie să desfacem. Bineînțeles, furtunul ăsta gros de aici, cu un colier. Avem iar un colier și furtunul ăsta de aici, mic, care e și cu suportul ăsta. Dăm suportul jos. Avem aici șuruburile. Pentru a desface pompa avem nevoie de o cheie de 13. Și încă o cheie de 10. Am să vă arăt în partea de jos. Cât se poate observa aici un degetul meu, vedeți, sunt două șuruburi cu cheie de 10 ce ține, nu știu ce e, cum e. Cred că o cheie inelară ar fi cea mai bună pentru că crichetul e scurt aici și nu știu dacă vă folosea și o cheie inelară, să după ce desfaceți prima ce e greu și ușor după aia cu fix se merge tare fără probleme. Am să desfac prima dată aceasta.
Bineînțeles, nu. Scoatem acum furtunul ăsta de aici. Ai nevoie de un clește pentru acea siguranță. După care, suportul de la conducta asta înlăturăm cu cheia de 13. Bineînțeles, dacă le-am mai desfăcut odată, nu le-am mai strâns exagerat, oricum pierderi n-am avut. Numai ce trebuie să aveți grijă, vedeți, sunt șuruburi mici, să știți fiecare diune le scoate, să nu băgați șuruburile mai lungi în locașul de șuruburi mici. Acum mai avem în partea de jos, adică aici, 1, 2, 3, nu știu dacă vedeți, 4, încă 5 șuruburi. Partea de sus am desfăcut toate, acum mai avem două, unul aici și unul la mijloc. Am să le desfac și pe astea. Asta s-a strâns un pic mai bine. Gata, a plecat și astea. Sus avem un cablu. Astea două de jos, ce vreau să vă precizez, astea două sunt mai scurte șuruburile astea. Deci, să aveți grijă cu ele, să nu le confundați când le montați. Sunt mai scurte. Eu zic prima dată să le montați astea de jos, mai scurte, după care nu aveți probleme cu să le confundați, să băgați de la lung aici. Vedeți, merge și cu mâna. Am să și vă arăt diferența. Vedeți? Diferența. Astea două de jos sunt scurte, restul sunt lungi. Ultimul de la mijloc nu o să puteți să-l scoateți. De partea asta de aici o să dați ușor și o să scoateți șurubul cu tot cu termostat. În partea stângă aici este cel mai bine. Dacă schimbați și dacă și schimbați cu tot cu corpul ăsta, să aveți grijă să schimbați și ăsta este un aerisitor aici, adică se poate observa. Și de partea de sus unde vine conducta furtun la subțiri de la radiator. Tot așa, cu cheie de 13 amândouă le schimbați. Foarte mare grijă când montați să aveți grijă la garnitură, să nu puneți strâmbă, să o strângeți cu o stricați. Noi nu comandăm și garnitura, în setul ăsta nu vine și cu garnitură, trebuie comandată extra. Dar pe la garnitură nu o curs, ceea ce o montăm și dacă cumva va curge, o să comande o garnitură. Am gătat și șuțurile astea două, pentru a nu mă chinui, am băgat direct aici șurubul, pentru pun și garnitura, împing un pic șurubul să prindă în gaură.
totdeauna pentru a pune garnitura să nu cadă. Eu, mai ales garnituri de astea, ung chiar un pic cu vazelină. O pun acolo și acolo rămâne. Am băgat șurubul ăsta de jos ca să fixez ușor garnitura și am băgat încă un șurub aici sus pentru a centra garnitura să nu se deplaseze de la loc. Am să bag toate șuruburile, după care am să le strâng. M-a scris atenție pentru a să fie la locul ei. Asta e locul principal. Dacă fiind de întâlnă, o să aveți problema să curgă. Am montat toate înapoi. Verificați aici să fie toate băgate. Furtunul ăsta aici iar băgat, strânse frumos. Aici n-am mai scos că avea suportul ăla de băgat cablul ăsta. Am prins cu un colier de plastic. Am să completez cu antigel și am să pornesc să vedem dacă nu are scurge sau ceva. Nu uitați furtunul de jos care l-a desfăcut prima dată pentru o curge. Ați observat că dacă am dat drumul la antigel în partea de jos, aici foarte, foarte puțin am mai curs aici la pompa de apă. Am să completez cu antigel și am să îl pornesc. Am să vă mai spun, o să desfac termostatul vechi și am să vă arăt care e problema înăuntru. V-am spus că am să vă arăt și termostatul vechi. Dacă se poate observa, aici are acest cheder Semmering. Asta cred că se poate schimba, dar nu s-a mai complicat și l-a comandat pe nou cu totul. Vedeți aici, nu știu dacă acesta este stricat sau nu, defect, dar cu siguranță perdea apă, nu mai stătea perfect închis. Vedeți și voi aici cum e lipit pe partea asta și e vechi. Vedeți cauciucul ăsta cum arată. Este tot în regulă, am să-l las să meargă, să se încălzească un pic, să cupleze, să mai completez cu apă cât e nevoie și asta a fost treaba. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să apăsați butonul de like, butonul de abonare și pe data viitoare. Salutare!